am găsit și Nike Tech. Și după cum puteți vedea, perechea de Fire Red și am găsit perechea asta de Dunk. Sunt Travis Scott vibes. Avem aici tricoul cu Argentina, de la 65 de dolari la 19 dolari și ăsta e deal bun. Thus the Powerpuff Girls were born! Using their ultra superpowers, Blossom, Bubbles, and Buttercup have dedicated their lives to fighting crime and the forces of evil! Hey, what's up guys? Bine v-am regăsit la un nou videoclip. De data aceasta v-am adus aici la un outlet, un premium outlet, așa se numește, Tampa Premium Outlets. Acum bine am parcat, aici am găsit loc de parcare și vreau să vă arat cum arată așa pe exterior acest outlet. Bine, ăsta e exteriorul. În interior îs marea majoritate a magazinelor. Așa că astăzi vreau să mergem prin Nike, prin Adidas și vedem prin ce magazine mai intrăm, să vedem ce prețuri și ce haine putem găsi aici și evident ce Adidas. Așa că să dăm drumul. Uitați aici la intrare, avem deja siglele cu brandurile pe care le putem găsi aici. Uitați aici este Nike. Așa că nu mai pierdem timpul și dăm drumul. Suntem aici în primul magazin Nike. Avem 20 additional, 20%. E ok, uite aici la mărimile omenești, la M. Avem niște pantaloni din ăștia Nike Tech. Dar hai să vedem ce preț. Uite, de la 120 la 99 și încă 20%. Da, 80, la 80 de dolari, plus taxe, undeva la 84. Scump. Pe pantaloni ăștia am mai văzut, care sunt interesanți. Ăștia Jordan. Nu sunt răi. Ăștia iară din ăla, 55 de dolari, plus 20 off. Nu știu ce părere aveți. Ăștia m-aș duce să-i încerc, dar... Scumpi, mă. Aici îți arată, te ajută să faci calculele, dar totuși. Nu știu ce să zic. Lăsați în secțiunea de comentarii voi ce părere aveți de prețurile astea, deocamdată la hainele astea, ce vi le-am arătat. Am găsit și Nike Tech, dar din păcate sunt doar pantalonii și avem mărimi, doar de la L, mai exact. Sunt interesanți ăștia, gri cu crem, nu m-am gândit că vreodată combinația asta o să meargă. Totuși nu-mi plac, nu știu, ceva off la ei. Și prețul, să vedem. Prețul e retail și 30% off, deci undeva la 80-70 de dolari, ceva de genul. Deci nu-s wow, nu-s wow reducerile. Mai avem în partea asta, aici avem și mărimea mea, pantalonii ăștia, tot așa Nike Tech, sunt catalogați, dar sunt complet diferiți. Sunt chiar ok, doar că și ăștia la preț destul de măricel, stai să vedem, la retail. La nimeni, 85 plus 30%, ăștia la 50 de dolari, ceva de genul. Ăștia e că poate mai merg, dar așa mi se par scumpi, nu știu. O fi doar în capul meu. Aici la standul de lifestyle sunt toate perechile din astea mai hyped. Și am găsit perechea asta de Dunk, mărimea 38. Not bad, e retail și nu cred că se adaugă reducerea adițională. O pereche de Jordan 3, winterized sau nu mai știu cum se numesc, cea de genul. Mărimea 10, care cred că e 44. Și ăștia. Da, și ăștia la retail. Mai avem aici o pereche, adică mai multe perechi de Jordan 1. Ăștia GO de green sau cea de genul. Scrie? Cumva? Nu, colorul ei nu-l scrie. Dar, nu, perechea asta stă și în Europa. Ăștia de Quai Utility, ceva de genul. Cu buzunărelul ăsta în spate. Nu-mi plac, sincer. Perechea asta a apărut acum ultima dată. Cred că e ultima pereche apărută din 2022. Părul ăsta arăta mult mai mișto dacă n-avea părul ăsta, gen material normal, nu părul ăsta de, I don't know, arată fain, colorul e de nașpa așa cu materialul ăsta. E o stricat, sincer. Și după cum puteți vedea, perechea de Fire Red. Însă, după, na, ai mei sunt din 2012, ăștia ultimul release acum din 2022. Sincer să vă zic, pelea de pe ăștia e mult mai mișto, mai smooth decât pe perechea mea. Și chiar e clean, arată clean în realitate. Chiar e fain, e faină perechea.
să vedem la ce preț. Asta e GS. Mă gândeam acum de ce e așa ieftin. Chiar nu e rea perechea. Gen, și acum cea mai scumpă pereche de pe raftul ăsta e perechea asta de CR7. La ce preț? $285. Tai de capul meu, bă. Dar bine, nici nu vă imaginați ce material e mișto. Chiar arată mișto. Chiar e mișto. Pentru fotbaliștii, opa, pentru fotbaliștii mei care urmăresc vlogurile, ia uitați aici o frumusețe de pereche. Avem aici pe raft, opa, două perechi de Air Force One Mid, foarte mișto. Ăștia îmi plac foarte mult, dar din păcate nu este mărimea mea. De la mărimea 44 până la mărimea 50 aproape, sunt toate mărimile. Și ăștia pe roz, dacă ar fi fost un roz mult mai intens, era mai fain, dar așa rozul s-a splăcit. Ăștia, dacă nu mă înșel, au mărimea mea, pe undeva pe acolo. Și îs retail, 150 cu încă 30 off. Deci undeva la, ce știu, $110, chiar e deal, aș zice. Undeva la 600 de lei. Dar ăștia sunt fain, ăștia chiar sunt fain. Ăia roz, Big Mac, dar ăștia sunt Travis Scott vibes. Au tricourile astea așa clasice, din bumbac și cu Nike pe piept, $2 la $35. Dar nu-s nimica speciale, astea e doar așa gen dacă ai vrea să iei ca și cadou. Ăsta îmi place. Ăsta așa îmi dă vibe de Portugalia. Restul ok, nu-s nimica speciale. Stai că mai este un stand. Aici, uite, și ăsta mai este așa în evidență. Dar în rest, ăsta este interesant. Asta nu-i rău. Asta roșu cu auriu e drăguț. Astea două se merită. Dacă ar fi. Not bad. Yo, am venit aici la Under Armour și e jale. Deci vreau să vă arăt ce prețuri bune sunt aici. Uitați, tot peretele ăsta cu pantaloni este la $13. Deja mi-am luat aici două perechi. Am luat perechea aia pe verde și perechea aia așa pe... Nici nu știu cum să numesc colorway-ul ăla, dar e super deal-ul, la $13, îți de la, hai să ne uităm, de la $32 la $13, la $12.99, deal, foarte deal. Și, bă, culorile sunt foarte mișto, chiar am prins bine astăzi, top aici la Under. Continuăm seria de prețuri bune și aici la tricouri, după cum puteți vedea, ăla mov, îl am aici deja, l-am pus, am luat o mărime pentru tati, că el e fan Under Armour. Eu nu mi-am cumpărat nimica, nu mi-am luat nimica, dar mă tentează aceste tricouri, care e tot așa la $12.99, adică la $13, material de gen sintetic foarte bun și nu mă așteptam, ci că e ceva, stai să mă uit, ci că e semi-annual, stai că scrie aici, semi-annual event, vedeți? Train Velocity t-shirts. Asta-s mișto, asta-s fain așa, de sintetic pentru sală, chiar-s mișto. Celor care nu le plac materialul sintetic, avem, este și de bumbac, asta-s foarte mișto. Printul ăsta îmi place, că așa cu kettlebell și cu burger, tot așa la $13, foarte, foarte bun deal-ul și au tot felul de printuri, haideți să vă arat. Au așa clasic cu Under. Și după cum puteți, uite, asta e interesant. Îmi place mult culoarea și cum iese așa portocaliul ăsta în evidență. Opa! Foarte drăguț, foarte fain. Și așa cu Freedom, cu USA. E numai bun așa de un suvenir. Haideți să vedem pe spate ce print are. Uitați, ia ce fain e. Foarte tare. La $13, un suvenir mai bun decât ăsta nu poți să găsești. Suntem aici în PacSun și vreau să spun că au cele mai mișto tricouri, toate așa adunate într-un singur magazin. Uite, au tricoul ăsta, ce îmi place foarte mult și mai parcă văd că o singură mărime și chiar sub el mai avem așa, nu știu, printuri așa funny, stay cool. Pe aștept să mă duc să le încerc să văd care cum mă avantajează. Și o să găsiți pe TikTok-ul meu videoclip cu toate tricourile astea și cu tot ce mai găsesc pe aici, așa că nu uitați să-mi verificați TikTok-ul, da? O să vă las aici ID-ul. Uitați, vreau să vă arăt cât de frumos e pe aici și cât de neobișnuit e gen să fie Crăciunul și să fie palmieri și
să fie cald pe aici. Acum ne vom îndrepta spre Polo, Ralph Lauren. Și vedem, poate apucăm să mergem și pe la Adidas, să vedem și ce e pe acolo. Am fost la Puma, nu a fost nimica ce se merita să filmez, așa că lăsăm ce mai bun acum la final. Și avem aici tricourile astea simple, astea așa drăguțe, la $25. Not bad, dar mi se pare că nu au nimica, știi, gen special. De exemplu, uite, asta care e așa mai special, care e așa busunarul ăsta, e $50. Da, aici sunt destul de pricey și... Nu, uitați, vreau să vă arăt și tricourile. Alea normale cu guler și cu heavy cotton sunt la $110. Până la urmă, astea sunt prețurile de magazin de la Ralph, așa că n-am de ce să fiu surprins. Caut să-mi cumpăr un training din asta așa gen pantalonii cu hoodie-ul, dar nu găsesc. Aici, în tot magazinul, nu au. Au aici ceva de genul. Ia uitați, dau numai pantalonii și iau bluze de astea XL, doar că vreau să vă arăt cât costă doar o pereche de pantaloni. $138. Exagerat de scumpi. N-ar trebui să fie atât de scump. Asta e ceva ediție, nu știu, mai specială. I don't know, dude, dar nu mă bag la $300 training-ul. Ursulețul sunt foarte mișto. Ia, uite, au și loafers așa pentru casă. Chiar foarte mișto. Și au tot felul ăsta să vă mai arat. Uitați. Foarte drăguț. Chiar foarte mișto. La $70. Scumpus, dar na. Astea sunt prețurile. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți. Merită? E vreo $300. Nu știu, în mintea mea arăta mai bine. Dar nu-i rău. Chiar nu-i rău. Așa de un compleu. Vreau să-mi lăsați în comentarii ce părere aveți. Cop or drop? Suntem aici la Coach. Și îmi caut o geantă. Gen, ceva de genul un... am uitat cum se numește. Nu mai știu, de genul, din asta așa de poștaș, știți? Tip geantă, ceva de genul. Ce fain e asta. Asta la ce preț e? Opa, am și rupt asta. $428. Scumpă, ce fain e ghiozdanul ăsta. Not bad. Să vedem ceva pe gustul nostru. Deci din toate astea, din toate gențile, geanta asta mi-a atras atenția. Foarte mișto, ce preț. $398. Ce părere aveți? Să sparg pușculița pentru geanta asta sau nu? Da or ba? Lăsați-mi în comentarii. Vreau să vă uitați cât de mișto, cât de clean e geanta asta, duffel bag-ul ăsta. Sincer, ce mișto e. Ua, ce mi-l place. Tu că aveai aici un preț. Ai, deja. Doar $800. Doar $800. Damn. Da, asta e tare rău. Tare, că rămân fără cuvinte. Super, foarte mișto. Și ultimul magazin, damn, că ne-a prins noaptea, atâta de mult am stat pe aici. Să vedem aici la Adidas ce găsim, poate găsim ceva frumos să arătăm aici pe vlog. Așa că să dăm drumul. Ce au fain e acest tricou Home Kit de la Mexic, doar că nu are nicio reducere și e și Players Edition. Stai că nu asta e. Așa. E și Players Edition și costă $150. Ai de mine, că mă doare sufletul. Îl au pe ăsta de antrenament, stai să vi-l arat. Ăsta simplu așa de antrenament, care e la reducere, dar totuși ăsta e $40 cu reducerea. Avem aici tricoul cu Argentina, tricoul cu care au câștigat finala și da, e drăguț, n-am ce să zic, dar și ăsta e full price la $90, dacă nu mă înșel, hai să vedem. Da, și ăsta e la $90. E excluded from current promotion. Deci dacă ești fan înrăit și vrei neapărat un tricou, da, ei te rezolvă, doar că eu n-aș plăti atâta. Oricum, nu, sunt fan Portugalia, dar totuși n-aș plăti atâta. În schimb, uitați, la $40 avem tricoul cu Deutschland, cu Germania, care din păcate nici nu ori trecut de grupe. Avem tricoul ăsta mișto cu Belgia, tot la $40, care cred că e home kit-ul de acum, de la campionatul mondial.
Însă piesa foarte frumoasă, foarte mișto, avem tot așa kitul Belgiei, doar că această ediție este în colaborare cu Tomorrowland. Foarte mișto kitul. Și la preț foarte bun, $40. Ăsta e stil. Foarte mișto. Acum na, uitați-vă și voi. Home kitul care e ok. E ok. Gen de gratis l-aș purta, dar nu se compară cu away kitul ăsta. Colaborare până la unul foarte mișto cu Tomorrowland, să faci colaborare cu un festival, foarte tare. Un alt deal al acestui magazin este că, uitați, aceste hoodie-uri sunt doar la $20 și au mai multe culori. De fapt, au aproape toate culorile. Albastru, gri, negru, roșu și au aici și galben. Ăsta galben arată cât de cât mișto și totuși de la $60 la $19 e o reducere destul de consistentă. Asta e drăguț, e ok, not bad. Are și gen polar pe interior, asta își face treaba. Continuăm seria hoodie-urilor la $19. Avem astea simple, astea chiar sunt mișto. Poate o să iau în considerare unul de ăsta așa pe gri, dar îmi place mult ăsta. Așa cu hardbox. LOL, i-am zis la nimereală, dar chiar așa se numește, hardbox. Numai las, puteți vedea și voi pe videoclip că se scămoșează. Dacă hoodie-ul ăsta era așa pe roșu, era foarte tare. Foarte, foarte tare. Oricum, na, hoodie, ia, de la $65 la $19 și ăsta e deal bun. Iarăși la Adidas au câteva perechi de Ultra Boost, de exemplu, ia, na, ăștia, 5.0 la 119, mai au tot 5.0 tot la 119 și mai au perechea asta Big Mac. Asta nu-i faină. Sincer, dintre aia și această pereche, aș alege asta. Așa, un blue marin cu semnul portocaliu ies foarte bine în evidență și cu o pereche de Ultra Boost nu dai greș niciodată. Însă, în momentul de față, în banii ăștia, aș prefera să-mi iau o pereche de Air Force 1 Low Triple White decât să-mi iau o pereche de Ultra Boost. Asta numai pentru că acum îmi plac mai mult Air Force și, dar într-o perioadă eram nebunii de Ultra Boost și aveam la un moment dat o rotație de 7 perechi. Au Ultra Boost Full Black, damn, dar astea-s de fete, 119, îi mai au pe ăștia tot de fete, ăștia-s drăguți, ăștia-s cei mai interesanti și ultima pereche de 5.0 DNA și ăștia au detalii foarte, foarte mișto. Damn, iată că am petrecut o zi întreagă pe aici, pe la outlet-uri. Sunt deja multe magazine închise. Așa că ne îndreptăm spre mașină și după aia spre casă. Poate ne oprim undeva pe drum să mâncăm. Și asta a fost ziua de astăzi. O zi petrecută pe aici pe la outlet-uri. Am filmat. Eu-s mulțumit, sper că v-a plăcut și vouă. Vă mulțumesc că ați urmărit și acest videoclip. Iar pentru cei care au ajuns până în punctul ăsta al videoclipului, vă pup, sunteți cei mai tari și vă mulțumesc pentru susținere. Aici a fost gazda dumneavoastră, Dominic, și să ne vedem cu bine data viitoare la următorul videoclip. Bye!